seara! Salutare! Bună. Salut! Cine ești? Mă numesc Boticaș Codruț Adelin, am 22 de ani. Așa, și de unde vii? Din Ciumărna, județul Sălaj. Pregătit să ne uimești? Sunt foarte pregătit și v-aș ruga să mă ajutați dacă vreți cu câte trei cuvinte fiecare jurat. A, să dăm noi niște cuvinte? Da, da. A, perfect. Portocală, piuliță și soare. Pătrățele, evantai și cosmos. Hai. Pătrunjel. Bine, bine, a început bine. Așa. Ciolan. Asta e pentru Pavel. Pentru Baptoș. Pavel, da. Păi mai Tarhon. Și pentru Smiley, buletin. Buletin au stat. Dar de unde asta? Da. L-ai găsit, Smiley? Ți l-ai găsit într-un final. Zi, Andy. Artificiu. Așa. Ce să-ți mai dau eu ție, tată? Migdale, uite că le-am aici în față. Și sacou. Bun, perfect. Hai, te vedem. 2, 2. În primul rând zic bine v-am găsit. Mă numesc Boticaș și am venit să dau pe vin. Cam așa trebuie să am credere în mine că o să iasă bine și voi o să vedeți. Și să știți că un rapper bun se simte. Gata cu freestyle-ul, hai să trec la cuvinte. Boticașul când apare face rafală. Trebuie ca să zic ceva și de portocală. Înțelegi că vin, frate, stai că dau pe loc portocală. Doar că nu se mâncuia eu pentru că nu-s rotund sau ceva de genul, știi că este fiță. Nu umblu înțepat, n-am călcat pe piuliță. Ca să vezi că Boticașul este prins în stare. Luminește scenă de parcă aș fi soare sau ceva de genul. Ascultării mele, mele, că vin aici și că am pătrățele. Dar nu e nicio problemă că le dau treaba minunată. Am pătrățele de parcă aș fi ciocolată. Că Boticașul care face freestyle. Dacă este prea cald am nevoie de un evantai. Ca să mă înțelegeți că le dau eu nu-s Horațiu. Mi-ai dat cuvântul Cosmos că mă duc până în spațiu. Ei, să vedeți ce bine sună când afară acum pentru doamna Andra dau o dumă. Că am venit aici numai ca să fac măcel. Scuze dacă sunt fumat, am grădină pătrunjel. Mă dau acum și sună prea băia. Bun, s-a dus bine. Ce să zic că ne place muzica. Boticașul când apare bagă rime pe bitan. Zici ceva de fasole combinată cu ciolan. Ei, bine sună. Că nu e nicio problemă, știi că treaba este bună. Ca să mă înțelegi acum că dau prea băia. Nu mi-am pierdut buletinul fiindcă nu-s ca Smiley, frat, dar e ok. Înțelegi că putem trece peste. Viața asta e făcută ca să ne dea teste. Să ajung aici am făcut un sacrificiu. Ies când te-ai de mine de parcă aș fi artificiu. Și ca să vezi, am din casă că îți e foame. Te rog frumos să te servești ca în față migdale. Ei, uite că am rimat-o și bărea. Boticașul când vine poate să joacă mașa. Dar nu-i nicio problemă că ăsta este stilul tău. Dacă ți-ai luat cămașa, sigur îți trebuie sacou. Ei, uite cât este de bine. Vă rog frumos un pic de gălăgie pentru mine. Că eu cânt pentru jurate, acum haideți cu toți. Mulțumesc, m-ați făcut să nu am emoții. Și să mai zic încă ceva. Vreau să zic două cuvinte lui bunica mea. Fiindcă n-a crezut în mine, dar am ajuns aici. Fiindcă a reușit să dărâm orice fel de frici. Ei, cam atât, cam atât. Ce să mai zic acum, haide ca să mă învârt un pic pe scenă. Ca să vezi că o să mă mențin. Mie îmi place că aici sunt conjurat de lumini. Bravo! Asta. Mulțumesc! Codruțe! Da? Al meu ești! Eu te-am întâmpinat, eu sunt primul care te și laud. Mulțumesc! Am avut multe încercări de genul ăsta pe scena emisiunii, după cum probabil ai mai văzut. Da, da. Mi-a plăcut în mod deosebit la tine, în primul rând, că ai dus-o impecabil de la cap la coadă și, doi, bă, au avut logică. Dacă mai aveai vreo îndoială în ceea ce privește talentul tău, cel puțin din partea mea, eu ți-o risipesc total. Ești bine de tot pe domeniul ăsta. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Codruț, din partea noastră ai după cum urmează, de la Bobo încoace. Da! Mulțumesc frumos! Dragoș! Da! Mulțumesc! Andra! Da, și de la mine! Multă stimă! Și încă un da și de la mine și ne vedem neapărat în etapa următoare cu 4 de Mulțumesc da! Mulțumesc frumos! Stimă!